Bună seara toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Planete vs. Alte Corpuri Cerești. Știu că n-am mai făcut videoclipul cu ele, dar astăzi vreau să fac cu Uranus vs. Alte Corpuri Cerești. Înainte să facem asta, nu uitați să apăsați butonul de like și ca să vedeți mai multe videoclipuri. Okay. Și hai să facem cu o planetă telurică. Deci o planetă destul de mare, cam cât Pământul. Ia să ne bugătim mai repede. Da, am vrut să dau ore pe secundă, uite că se apropie. Hai să încetinez puțin timpul. Deci îmi pare că se apropie de Uranus și la revedere Kepler-69c, ai fost cea mai bună planetă. Deci, acum Uranus cred că și-a pierdut din o parte din miezul său. Cred că și apa se va duce. Într-o fel se evaporă. Vreau să mai încercăm o planetă. Una mai mică, Proxima Centauri B. Deci, uitați că îi schimbăm și prima. Și hai să-i dăm una în fundul lui. Iată și ok, deci să mai punem cu cam o grămadă vom face. Va ieși. Mamă, dar câte explozii. Se ciocne și unii dintre ei, dar se știe că se vor ciocni și cu Uranus. Sunt un planeta nou. Nu, stai, nu, am ales o grea deșteptul pe planeta nouă, că o să moară Uranus. De ce? Pentru că a supraviețuit? Și ia uitați că se micșorează, începe să se micșoreze. Deci nu pot să cred ce fain e. Am creat și explozii. Mamă, ce explozii. Casator. Să-i mărim puțin terenul. Așa, acum să se ciocnească Neptun cu el. Mamă, Neptune, te-ai virip. Și la revider, ci Neptunoci, ai fost cel mai bun. Acum bucăți de aerul se ciocnesc cu el și tot are aceeași axă, adică tot se învârtește în aceeași axă, se ciocne cu planete mai mici, de exemplu Marte. Nu știu cât va dura, dar hai să facem unul să se ciocnească. Da, bă, vă fac orbite. Aba n-am cum. Da, sunt sigur că se ciocnește cu Uranus. Mamă, i-am schimbat și axa de rotație a Uranus. Pe Marte. Deci nu pot să cred cât de fain e. Deci dacă vă place acest videoclip, mai dați like și
să vă abonați și, și să activați notificările să vedeți când mai postez videoclipuri. Să de câte minute au trecut, că acest videoclip îl voi face cam de 8 minute. Când se mai ciugnește, când se... Martea, ultimul martea, la se mai ciugnește, era nu știu la mulți ani. Bă, ce creai mă ăstuia? Uranus. Da, mă, că fac eu să se apropie. Venus, acum fac mic pe Uranus. Cele din urmă se micșorează. Poate că facem noi mai mic. Un picuț mai mic. Și a, cam așa s-a micșorat. Dar dăm puțin la timp mai repede. Și acum să ciocnim cu planete mai mari. Cum asta. Pe niște vapori. Hai să încercăm cu Saturn. Și la revedere Uranus. Hai să ciocnim și pe Venus. Saturn. Și Marte. Și la revedere cu tine, Marte. Ok, acum e cu Jupiter. Dar chiar vreau să vă ție iese că atunci când Saturn se ciocnește cu Jupiter. Păi tu fel Jupiter câștigă deoarece fiind că e mai mare decât Saturn și de 3 ori mai greu decât el. Probabil să fie un Jupiter fierbinte sau o pitică maro. Deci cam atât a fost și pentru astăzi. Nu uitați să știți și voi ce aveți de făcut. Dacă mai vreți să pun videoclipuri cu planete versus alte corpuri cerești, scrieți-mi în comentarii cu ce planete versus alte corpuri cerești să mai fac. La revedere! Dar să nu uitați că dacă vreți să vedeți videoclipuri cu planete, să știți că trebuie să... Mie cam îndurează mult să fac tot acest, trebuie să selectez planeta, trebuie să dau și drumul la timp mai încet și ultima, să dau timpul potrivit atunci când o planetă se îndreaptă spre o altă planetă. Deci, bun, rămas bun și ne vedem data viitoare.